să citim despre Biserica Domnului Isus Hristos. Efeseni, capitolul 3. De la versetul 8, scrie Sfântul Apostol Pavel, până la versetul 10. Pagina 1146, versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei. da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să spun și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu, citim și versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Dacă aveți întrebări să vă grăbiți, sunt câteva deja și să știm cum să clarificăm organizarea timpului. Credem în Biserica lui Dumnezeu ca fiind o biserică vie, un organism viu, o lucrare autentică, contemporană, pentru fiecare dintre noi, disponibilă, dacă îndeplinim condițiile Scripturii. Și este codul care puteți să scanați dacă vă doriți. Trecem mai departe, că la aveți și link -ul. Ca și moto al acestui studiu, acestei lecțiuni, am ales această parte de verset. Domnul Isus Hristos vorbea cu Petru și a zis: Petru, tu ești Petru, tradus din greacă, adică o bucată de piatră, și eu voi zidi biserica mea pe cine? Pe piatra numită Domnul Isus Hristos. Voi zidi biserica mea, deci le țineți, Voi zidi, adică această construire o face Domnul Isus Hristos rețineți că este unică biserica, nu una dintre biserici, da? Biserica este unică și biserica nu este proprietatea nici a unei comunități care se adună într-o locație, nici a unor slujitori, ci Domnul Iisus Hristos a zis vehement, biserica este a mea. Este a mea, adică este proprietatea mea. Am drept de autoritate și de proprietar asupra ei. Și toate porțile, la plural, porțile locuinței morților, chiar dacă o atacă și chiar dacă intenționează să o învingă, nu o vorbiri. Doar din versetul ăsta putea să vorbim o oră ce înseamnă biserică, dar intrăm puțin mai departe. Termenul de biserică apare de 105 ori în Biblie și apare pentru prima dată în Matei 16 cu 18, chiar pasajul pe care l-am citit ca și motor al lecțiunii, apoi apare de mai multe ori, o să vedeți acum, de două ori în Evanghelii, Matei 16 cu 18, 18 cu 17 de 19 ori în Cartea Faptele Apostolilor, toate referințele acelea, studiu, știți că le aveți la descrierea linkului de pe grupul de WhatsApp, deci puteți să le urmăriți fiecare pas, să le urmăriți cu atenție. Apoi, de 66 de ori, termenul de biserică apare în epistole, de 5 ori în Cartea Romanii, de 20 de ori în 1 Corinteni, de 9 ori în 2 Corinteni și Neferseni de patru ori în cartea Epistola către Coloseni, de două ori în Filipeni, în unul de și în doi de odată în cărțile Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 1 Timotei, 3 Ioan și de 19 ori, la egală distanță, cu epistolele, de 19 ori apare în Apocalipsa, la egală distanță cu cartea Faptele Apostolilor. Biserica, trebuie să reținem că a fost fondată, inițiată, Realizată de către Domnul Isus Hristos, și este așezată ca un organism unitar și viu. Când cineva zice am fost dat afară din biserică, dacă se referă la clădire, mai înțelegem. Dacă se referă la organismul acesta viu, trebuie să reținem faptul că atunci când există ceva incompatibil cu viața, anticorpii din fiecare. Trup uman, luptă cu acei viruși, cu acele elemente care sunt negative și doresc, prin lupta lor, acești anticorpi să scoată afară orice lucru rău. Așa că noi trebuie să avem foarte mare atenție. Odată ce am intrat în Biserica Domnului Isus Hristos, dacă ne permitem vreun păcat în care trăim consecvent, nu accident, nu despre accident vorbim, Biserica fiind un trup viu, nu oamenii din biserică, biserica în sine, acest organism, va elimina orice lucru rău. Mare atenție! Dacă ne referim la definiția termenului de biserică în greacă, pentru că știți bine că Noul Testament a fost scris în greacă și Vechiul Testament în ebraică și aramaică, termenul acesta utilizat pentru biserică este grecescul eclesia, care înseamnă adunarea celor chemați, chiar chemați afară din, de unde am fost noi chemați afară? Am fost chemați afară din lume. Așa că dacă am ieșit din lume, să nu mai negociem cu lumea, să nu mai încercăm să lumificăm Biserica, dacă îmi permiteți această, acest termen, să nu mai încercăm să aducem lucrurile din lume în Biserică. Pentru că Biserica n-are niciun rost și nu poate exista dacă este identificată cu lumea în sensul faptelor firii pământești. Ori ești în lume și trăiești ca lumea, ori ești în biserică și atunci trăiești asemănător cu Domnul Iisus Hristos care este capul bisericii. Conform Biblia, așadar, biserica este universală, adică este pe orice parte a mapa mondului, în orice parte a lumii și ea cuprinde pe toți credincioșii din trecut și din prezent, da? care a auzit glasul Domnului Isus Hristos, un glas al Evangheliei, un glas al mântuirii, un glas al chemării din lumea păcatului. Oamenii aceștia s-au pocăit de propriile lor păcate. Nimeni nu e obligat. N-au avut nici măcar un interes financiar. Cine se pocăiește ca să primească bani, vai de el, nu s-a pocăit, doar a intrat într-o altă religie. Pocăința nu are niciun sens dacă nu-ți schimbi viața. N-are niciun sens să mergi pe un drum unde știi că o viață întreagă o să te chinui dacă viața ta nu e nouă. Uitați-vă, pentru că după ce te-ai pocăit, trebuie să urmezi învățăturile Domnului Isus Hristos și ale Sfinților Apostoli, așa cum ni se spune în 1 Corinteni 1, de la 2, 2 Corinteni 6, de la 14, la 18. Foarte important e lucrul acesta. Noi nu putem fi în biserică dacă n-am avut un moment de pocăință personală, dacă n-am avut un moment personal în care să ne zmulgem din lumea veche, să ne retragem din lumea aceasta, nu în sensul în care nu mai mâncăm, nu mai vorbim cu oamenii care sunt și care trăiesc în păcat. Da, vom socializa până la o limită. Când intervine păcatul asupra anturajului în care noi ne aflăm, lăsăm anturajul și am plecat, indiferent ce pierdem, la fel cu Iosif, și-a lăsat haina și s-a dus. N-a să negocieze cu nevasta lui Potifar. n stat la taclale, la povești, să vadă, stați să calculez milimetru. Câți mi-au zis pastorul că am voie să mă apropii de ea? Greșit. În momentul în care a simțit că există senzorul numit moralitate activat, înainte să se activeze, când și-a dat seama ce are în cap femeia aceea, s-a retras de la locul de muncă, rețineți. S-a retras de la locul de muncă. Și nu și-a depus cv să intre în casa lui Potifar cu unii, își depun cv să intre în ispită singur și singure. Când ne rugăm Tatăl nostru, zicem, nu ne duce pe noi în ispita, adică nu ne îngădui să ne facem lucru manual, nu că Hristos sau Dumnezeu Tatăl sau Duhul Sfânt ne-ar ispiti vreodată, pentru că Dumnezeu nu poate ispiti pe nimeni și El însuși nu poate fi ispitit de nimeni ca să păcătuiască, pentru că El nu poate păcătui, El este sfânt, adevărat, drept, curat, lăudat să fie numele Domnului, lăudat să fie numele Domnului, glorie Dumnezeului nostru, retrage-te din ispită. De ce-ți faci de lucru exact unde ispita de ce îți permiți întotdeauna să intre exact în aceleași metri pătrați unde știi că ispita? Nu merge pe drumul care duce spre ispită. Ai predispoziții întotdeauna când te întâlnești cu o persoană să bârfești? Să-ți exprimi frustrările și răutățile? Gândurile rele, păcătoase. Ai tendința întotdeauna când ajungi într-o zonă să asculți glumele deșănțate ale unor oameni care vor să spună că sunt pocăiți, dar n-au nimic cu pocăința? Cine te obligă să mergi acolo? Eu v-am mai spus în clasa 5 -a, când a trebuit să mă duc la antrenament să fac sport de performanță hambal la Liceul Unire, că atunci avea profil. Când am auzit pe ea cum jură. Când am auzit ce tendențios vorbesc și ce șargoane au, o singură dată m-am dus la antrenament. A doua oară Și nimeni nu m-a obligat să mă duc și nimeni nu m-a obligat să nu mă mai duc. A fost decizia mea, chiar dacă aveam doar 11 ani. Eu mă întreb, de ce unii își permit întotdeauna să meargă pe marginea rotundă de ei? Eu te întreb, tu chiar vrei să-ți distrugi viitorul? Ești în biserică, da? Ești în cea mai importantă instituție din Univers. Creatorul cerului și al pământului a zis că această biserică este stâlpul și temelia adevărului în lume. Dumnezeu și-a asomat, cu ghilimele de rigoare, riscul să-și pună numele în joc pentru tine. Te-a chemat la mântuire. Te-a spălat de păcatele tale, te-a curățit. Te-a smuls de acolo. De ce mergi pe marginea prăbazniei? Întâlnesc oamenii. Că atunci când sunt la magazin, nu vă spun la care supermarket. Repede își pun niște pachete de herdie genică peste sticlele cu alcool. Și eu mă întreb: Dar tu chiar crezi că mă poți minți pe mine sau cu mine ai de vad? Tu chiar crezi că poți să mă înșeli? Tu chiar crezi? Sau, spre exemplu, un băiat cu o fată care vorbesc în vitrea căsătoriei sunt nas în nas și când trece pastorul și eu îi întreb indirect, dacă știți că nu-i păcat, de ce vă retrageți când trec eu? E frică de mine? De cine crezi că sunt eu? Ce pot să vă fac? Sunt un simplu om. De ce îți permiți să mergi pe margine? Știți care e cea mai mare problemă? Problema cea mai mare este cum să ajungi să cazi. O să cazi în prăpastie o să cazi jos de tot și o să te miri cât de departe ai ajuns. Știi de ce? Ai mers pe margine. Ți-ai permis. Dacă te-ai pucăit, trebuie să-L urmezi pe Dumnezeu în toată puterea cuvântului. Dimineața, la mea, seara. Momente grele, momente ușoare, momente frumoase, momente extrem de urâte din viața ta, indiferent prin ce treci. Asta e asumare te întors de la lumea păcatului, ai devenit un om pocăit adevărat și îl urmezi toată viața, indiferent ce zic oamenii. Denumirea ale bisericii, trecem repede peste ele pentru că nu intrăm în referințele acestea. Biserica este numită Biserica lui Dumnezeu ca expresie, apoi Biserica celor întâi născuți, scris în cer de Dumnezeu și Biserica lui Iisus Hristos. Capul bisericii în exclusivitate este Domnul Isus Hristos. Locul ăsta e ocupat, nu mai poți lua, n-ai ce să faci, poți să stai ce vrei tu să faci, poți să aprinzi ce lumânări vrei, poți să-ți cumperi ce Biblie vrei, ce poți să faci ce vrei tu, locul ăsta e ocupat. Biserica are drept cap pe însuși Domnul nostru Isus Hristos. Biserica este trupul Domnului Isus Hristos, ne spune cartea Efeze în capitolul 1 și Colosei în capitolul 1. Apoi biserica este zidită pe temelia apusă de apostoli și de proroci. Aici trebuie să fac o sublinie, că vine, n-am ce face. Dar când vine ceva trebuie să zic. Hai să vă explic ceva. A fi zidită biserica pe temelia apostolilor și a prorocilor nu înseamnă că identitatea apostolilor și a prorocilor este în exclusivitate doar pentru temelie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că biserica a fost așezată de Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos a înființat-o și a înființat-o pe baza mesajelor profetice din Vechiul Testament, care a promis și au promis mesajele acestea că o să vină Domnul Isus Hristos și când va veni El va institui biserica și este așezată pe apostolii pe care Domnul Isus Hristos și-a ales, da? cei 12, excluzându-l pe Iuda, pentru că n-a apucat să fie prezent la biserică, pentru că s-a spânzurat, Mati a fost prezent, apoi al 13 lea apostol a fost apostolul Pavel. Și vreau să vă spun ceva, e foarte important să înțelegem că și în prezent, Efesem 4 cu 11 spune, el, o să vorbim mai încolo, a dat pe unii apostoli, proroci, păstori, evangeliști, învățători. Acestea sunt slujbe care și astăzi există. Dacă cineva îmi spune că nu mai există slujba de proroc, înseamnă că nu are voie să mai existe nici slujba de evanghelist. Ok? Pentru că e în aceeași propoziție. Dacă cineva îmi spune că nu mai există slujba de proroc, atunci înseamnă că nu mai are voie să fie nici slujba de pastor. Dacă cineva îmi spune că slujba de proroc s-a încheiat odată cu epoca Vechiului Testament și cu a Noului Testament, mai ales când s-a terminat canonizarea Sfintei Scripturi, înseamnă că nu mai are voie să fie nici slujba de învățător. Și atunci nu mai avem nicio slujbă. Nu? Ce slujbă mai rămas? dacă nu mai avem nicio slujbă, nu mai avem nimic de lucrat, nu mai avem nicio lucrare de făcut. Să vreau să vă spun ceva în această seară. Chiar dacă temelia, adică la scriptură, nu se mai adaugă nimic, asta înseamnă temelia. Revelația scripturii s-a încheiat. Nimeni nu se poate trezi, de exemplu, într-o zi, să spună am avut un mesaj profetic și trebuie să adăugați un capitol la Biblie. Să erezie, să nu are nimic cu scriptura. Dar această lucrare a prorociei continuă și în contemporaneitate, pentru că Dumnezeu a lăsat darul prorociei și a lăsat slujba de proroc care presupune existența darului prorociei alăturată sau înlănțuită cu alte daruri, dar de cunoștință, dar de vorbire despre înțelepciune, dar o tămăduirilor, darul credinței da? și alte daruri. Și slujba de proroc există și azi. Cine nu crede în ea se autoflagelează cine transmite că nu mai există proroci, nici măcar nu știe cât de mult pierde. Pentru că aproape în fiecare săptămână primesc un mesaj profetic de la un proroc. Vă spuneam că și aseară am primit un mesaj de la un om al lui Dumnezeu care este proroc. Pentru că Dumnezeu și astăzi vorbește. Amin. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Că nu vorbește cum vrem noi, asta e altceva. Că nu prea ne convine uneori când ne vorbește și ne spune direct, asta e altă problemă. Uitați-vă, piatra din capul unghiului, piatra unghiulară, văzută în orice unghi, este Domnul Isus Hristos. Pentru că vreau să vă spun ceva. Orice se întâmplă în biserică, orice se derulează în biserică, trebuie să-l evidențieze pe Domnul Isus Hristos. Amin cântarea trebuie să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos. Nu cântare de ani care zice, eu sunt ce sunt, eu nu, nu mai știi nimeni cine cinei. Și mai nu există Isus Hristos în cântările unora. Aș vrea să ne trezim și să realizăm că orice cântare pe care o cântăm, trebuie să-L prezinte pe Isus Hristos. Amin! Amin! Am mari probleme cu cântările în care nu există cuvântul Iisus. Am mari probleme cu cântările în care nu există cuvântul Domnul. Am mari probleme cu cântările în care nu mai știi cui dedicată cântarea. Orice cântare Orice poezie, orice rugăciune, orice activitate și orice slujbă trebuie să-l evidențieze pe cel ce este piatra din capul unghiului, pe Domnul Iisus Hristos. Și vrem și în seara asta să zicem, Doamne, fă să se vadă încă o dată mai tare. Amin. fă să se vadă mai proeminent în dreptul fiecăruia dintre noi. De ce? Domnul este capul bisericii. El fiind capul bisericii, el coordonează toate activitățile bisericii. Orice activitate pe care o face biserica este condusă de către Domnul Isus Hristos. Metaforele bisericii, nu stăm să le detaliem, doar le amintesc, templul lui Dumnezeu. Uitați-vă că biserica este un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Uitați-vă că biserica este un trup al lui Isus Hristos și fiind un trup are mai multe mădulare și mădularele acestea toate au fiecare dintre ele o funcție specială. te a întrebat vreodată de când te-ai botezat în apă care este rolul tău în biserică? ce mădular este în biserică, ce fel de slujbă derulezi și ce fel de activitate derulează Duhul Sfânt prin tine, ce dar ai. Că o să vedem că normalitatea este ca fiecare creștin, fiecare membru în biserica lui Iisus Hristos să aibă un dar. Uitați-vă această metaforă a miresei lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 11 de la 2 la 3, Vesen 5 de la 24 la 32, Apocalipsa 19 cu 7. Acolo Sfântul Apostol Pavel spune mai ales în Corinteni, v-am logodit cu cineva. V-am logodit și logodna asta arată că el se întoarce după voi. Aici deschid o paranteză. Să știți că logodna nu e o poveste. Logodna, din perspectivă biblică, e foarte serioasă. Dacă te-ai logodit cu cineva, logodna aia trebuie să o ții. Amin. Nu prea vă place. <laughs> N-aveți ce face. Asta scrie în Biblie. Logona este garanția faptului că tu te vei căsători cu persoana aceea. După ce te-ai căsătorit, căsătoria ta trebuie să dureze pe viață pe durata vieții tale. Cât trăiești, trebuie să rămâi căsătorit cu acea persoană. Divorțul este interzis. Mireasa, ce, ce vrea să spună prin această metaforă a Miresei? Domnul Isus Hristos a venit pe pământ și a creat o biserică pe care o vede ca Mireasa lui. S-a întors la cer și va să vină cu Sfinții Săi Îngeri. Se întoarce după noi. Se întoarce după noi. Garanția faptului că o să fii și tu împreună cu mine și tot să fim acolo, pe norii cerului, este dacă ești sau nu Mireasa lui Hristos. O Mireasă care trebuie să fie curată, sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Sfântă și neprigănită. Dacă în viața ta există cât un vârf de ac păcat, atât, tu nu mai ești Mireasa lui Hristos sau ești pe drumul să-ți haina albă de mireasa lui Hristos. Aș vrea să te cercetezi, să auzi vocea Duhului care îți spune mai e puțin și se va reîntoarce pe norii cerului Domnul Iisus Hristos. Ești tu cu adevărat mireasa Lui? Ai tu o relație reală cu Domnul Iisus Hristos? Când vine un greu în viața ta, cu cine vorbești primat? Când vine o situație dificilă în sufletul tău, când te prinde un val negativ peste tine, vine și parcă din toate părțile te zgâlție. Pui mâna pe telefon, sunt salvarea pe cine suni. Vorbești doar cu părinții? Foarte bine că vorbești cu părinții de Dar cu cine vorbești în primul rând? Știi ce face o logodnică când îl așteaptă pe mire? Știți ce face? Orice se întâmplă în viață. Pune mâna pe telefon și scrie un mesaj. Indiferent cât de dificilă e situația prin care trece o logodnică. Ăsta e semnul că fata aia îl iubește, iubește cu adevărat pe băiatul ăla. Că înainte să-i la taică-să și la maică-să, îi spună la viitorul ei soț. Nu contează cât durează și nu contează ce fusorar e. Mi-am că eram, nu eram logodita, vă știți bine că am avut o singură prietenă cu care m-am căsătorit de cea mai frumoasă femeie din lume, domnul să o binecuvinteze. O, oh, nici aici nu zici, doamne, mai tare. Domnul să o a, ah, știți vorbi, e bun, sunteți un pic ca în seara să domnul să vă eliberez de muțenie, ca să nu-i bună, da? Trebuie să fiți aici activi, de parcă n-ați mâncat nimic, da? Dă-ți postiți azi, să nu se vadă, dacă postiți, ok? Fiți foarte atenți ce vă spun. Eram în Australia și mi-am că din cauza fusului orar, nu din cauza neatenției mele, nu puteam să vorbesc întotdeauna când îmi doream cu Alexandra. Și au existat momente în care eram așa afectat emoțional, pentru că nu am putut vorbi cu ea. Bine, nu puteam vorbi video, internetul pe vremea era un pic fric, ca Acum schiam mesaje pe e-mail și întotdeauna abia așteptam, abia așteptam să se termine perioada în care sunt în Australia. Știți de ce? Vreau să ajung, să o văd, nu să o ating, să o văd pe Alexandra. Să seamnă să fii cu adevărat în direcția aceea. Să aștepți mirele? Dacă voi băieți așteptați mai devreme să vă însurați decât să fi răpiți, aveți o problemă. Dacă voi fetelor vă doriți mai mult măitișul decât pe Hristos, aveți o problemă. Aveți o mare problemă. Nu există în lumea asta ceva care să devină mai important decât apariția pe norii cerului a lui Hristos. Știi că acum voi spune, vă spuneți în minte că îmi zice Domnul, vă ziceți bine pe în suratul, știi cum e, ești întors, ești frumos, ești nu știu cum, da? De când te căstruit, ai și slăbit cu ghilimele de rigoare. Dar înțelegeți ce zic și ziceți, eu n-am trecut prin experiența asta, da, vă înțeleg, aveți perfectă dreptate. Însă când stați cu voi și vă și vorbiți cu Dumnezeu, Hristos trebuie să fie mai important decât oricine în lumea asta. Să fie mireasa lui Hristos? Ce onoare! Să fii în lumea asta păcatului plină de pete, de murdării. Să ai o haină șubrezită, plină de negru pe tine. Să fii departe, cum zice în cartea Osea, te-am cules de pe drum, dragul meu popor evreu, Israele, n-ai avut nimic, n-ai putut nimic, n-ai avut speranță, te-am luat de nicăieri și am avut o singură speranță, a zis Dumnezeu, că o să mă iubești numai pe mine că o să faci din mine iubirea vieții tale și că pentru mine o să dai orice. Dar, ce trist, că m-ai uitat. Efraime, zice la un moment dat Dumnezeu prin cartea Oseia, eu m-am dus la tine și așa de atent a fost cu tine încât te-am învățat să umbli, spuneam data trecută. Am ajuns să fiu lângă tine și te-am luat în brațe când ai avut momente grele. Nu te-am lăsat să dai cu nasul de pământ, cu fruntea de pământ. Și când uneori te-am îngăduit în situații dificile, numai pentru asta te-am îngăduit să vezi ce tandre au fost brațele mele când ți era greu. Dar vreau să spun ceva, nu mă uita că eu te-am vindecat, nu mă uita că eu sunt scopul vieții tale, nu mă uita că eu sunt capul oricărei activități pe care o derulez în biserică și nu uita că tu ești un mădular și nu poți să miști, nu poți să transmiți nici măcar un semnal, nici măcar o informație dacă tu nu ești conectat la Hristos, la capul bisericii, turma urma să înseamnă că nu avem voie să ieșim din turmă, nu? Frate Florin, n-ai voie să ieși. Dacă ieși, ieși într-un pericol. De ce să vin la biserică? Ca să rămâi întreg. De ce să vin la biserică? Ca să ai viitor. De ce să vin la biserică? Să ai speranță. De ce să vin la biserică? Pentru că atunci când se roagă o soră în dreapta ta, tu simți un fior. Când se roagă un frate lângă tine, tu simți ceva special. Știți că Specificitatea turmei este că oile stau lipite una de alta și își producă căldură. Nu v-ați întrebat niciodată de ce nu există niciun sistem care să încălzească, care să le producă sistemul ăla de continuitate a vieții, pentru că unitatea lor le produce posibilitatea să-și conducă viața mai departe. Nu contează ce gerie în jur, ele sunt împreună. Când o aie pesmetic, o ia pe alte zone. Imediat cade în hățiște spin pentru că nu are direcție fără de stăpân, fără de păstorul care este Domnul Isus Hristos. Uitați-vă metafora preoției sfinte 1 Petru, Apocalipsa 1 cu 6. Uitați-vă metafora casei lui Dumnezeu, imaginea unei pietre care este așezată și dacă se rupe o piatră și dacă dintr-un zid este scos afară o parte din el, imediat spărtura aceea va distruge casa. Nu durează mult și o să se dărâme casa. Nu-ți permite nicio spărtură în viața ta. Fii acolo, în casa lui Dumnezeu, te nărui, fără prezența ta în casa Domnului, fără prezența ta în biserică, care sunt membrii bisericii, fiecare credincios care este născut din nou, subliniez născut din nou, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care are credință totală, credința care a fost dată sfinților odată pentru întotdeauna, așa cum ne spune Cuvântul Domnului, de același preț cu apostolilor. Noi nu credem mai ieftin. De ce? Pentru că noi credem exact cum scrie în Scriptură. Când noi credem, bolnavii se vindecă după planul lui Dumnezeu. Când noi credem, demonii ies afară din oameni. De ce? Credința noastră este credința de același preț, de aceeași valoare, cu a Sfântului Petru. Credeți ca mine? Aleluia Domnului Iisus Hristos! Ce onoare ai în mileniu 3, într-o lume atât de răvășită, de o grămadă de probleme și de sisteme care vor să defaime lucrarea lui Dumnezeu, înșelătorii peste înșelătorii, să ai siguranța că mergi la casa Domnului, că stai acasă, citești din Biblie și te rogi și tu ai o credință asemănătoare cu a Sfântul Ioan din Biblie, că tu crezi de aceeași manieră cu el, de ce? Ești membru în aceeași biserică. Care este mandatul bisericii? Biserica este mandatată să fie mărturie prin cuvântul pe care îl transmite și prin Evanghelia pe care o răspândește. Ea este mireasa lui Hristos care reprezintă cu cinste pe Dumnezeu. Fiecare biserică locală formează o unitate cu celelalte biserici care nu poate fi distrusă și împreună sunt aceeași biserica lui Dumnezeu. Fiți bucuroși că sunteți în biserica lui Dumnezeu. Fiți bucuroși că Dumnezeu și-a pus numele pe biserica sa. Ești în biserica lui Dumnezeu. Cine poate să distrugă biserica lui Dumnezeu? Există vreun sistem? Este vreun atac? Există vreun demon? Păi dacă tu zici că vreun demon poate să atace biserica lui Dumnezeu și să o învingă, înseamnă că tu zici că Dumnezeu e mai slab decât diavolul. Dumnezeul nostru este cel tot puternic. Slăvit să fie numele Domnului. Într-o vreme, după mii de ani, după ce Hristos a lansat la cer, după ce a înființat biserica, să fii într-un oraș ca și Crușna Poca, unde există atâtea păcate, pentru care ne rugăm ca Domnul să-l atingă orașul acesta, să aibă milă de zona aceasta și să fii într-o seară de joi într-o zi de noiembrie, în 2024, să-i spui Dumnezeu, mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, că ți-ai făcut de lucru cu mine și vrei să fiu parte din mireasa ta și vrei să fiu o mărturie vie în generația mea. Ajută-mă, Doamne! Care sunt cele prin care lucrează biserica? De ce există biserica? Care este scopul bisericii? Există ce puțin și scopuri. Biserica există ca să se închine. Închinarea nu este ca să avem oameni în față. Închinarea este pentru că nu există dacă nu te închine. Nu există dacă nu te rogi. Nu există în biserică dacă n-ai un puls special pentru Dumnezeu. Dacă n-ai o intrare directă la Domnul Isus Hristos. Catapeteasma care ai despărțit locul sfânt de locul prea sfânt s-a rupt tocmai pentru că noi am devenit o preoție sfântă. Noi am devenit membri în biserica Dumnezeului Celui Viu. Și ascultați-mă ce vă spun. Noi când ne închinăm, noi nu avem voie să fim morăcănoși, obosiți, telefoanele, pe foc vă rog, când vă închinați. Nu există maxim dacă ai pe el versurile. N-ai timp de telefon când ești la biserică. N-ai timp să pierzi vremea. Nu există, domnule. Nu se poate să se fi conectat într-o altă lume când tu ești la închinare. Păi în momentul în care te închinci și știi că prezent împreună cu tine la închinare este Domnul Isus Hristos, atunci trebuie să simți ceva special. Trebuie să-ți deschizi brațele dacă ai acel sentiment, Hristos vine lângă tine. Trebuie să-i spui Domnului, Doamne, coboară lângă mine, lângă problema mea, lângă falimentul meu, lângă situația mea, de ce tu te închini? Apoi îi spui lui Dumnezeu, Doamne, te laud. Pentru ce te laud? Te laud pentru că sunt o văptură așa de minunată. Te laud pentru că am creier și funcționează. Te laud pentru că am ochi și văd cu ei. Te laud pentru că am timpane și urechi care merg bine. Te laud, Doamne, și te laud pentru că mi-ai dat mântuirea. Te laud pentru că mai smulți din lumea asta păcatelor. Dacă ești cu adevărat în biserica lui Isus Hristos, este inadmisibil la închinare să faci altceva. Este imposibil să ai timp pentru altceva. Nu vorbesc de domenii administrative, nu, despre asta vorbesc. Vorbesc despre oameni care s-au deconectat de la închinare. Ce trist. Se uită Dumnezeu peste unii dintre noi. Se uită Dumnezeu peste unii dintre cei care stau online și trebuie să fie prezenți în asta aici. Și zice Dumnezeu, sunt supărat pentru tine, nu pe tine. Mi-e milă de tine. Chiar ai uitat să-mi te închini. Să-i zbunești în laude la adresa lui Dumnezeu. Nici o informație acum unui coleg să nu fie mai importantă decât Hristos. Nici o poveste, nici un gând, nici o atitudine. Chinarea înseamnă să fie acolo prezent, să strigi de bucurie către Dumnezeu, să-L înalți, să-L glorifici. Să simți prezența Domnului cu cobară pe lângă tine. Nu știu, eu v-am spus foarte clar și vă repet, nu cred în pocăința unor băieți și unor fete care în timpul rugăciunii stau cu ochii deschiși. Nu mă interesează ce obligativitate au. Nu mă interesează. Doar dacă vine smurtul da? Dacă vine elicopterul și trebuie să luăm pe careva dintre voi, atunci aveți dreptul să vorbiți altceva decât despre biserică. Nu atunci. De ce? Ești la închinare. Te interesează închinarea. Tu ești pasional pentru Dumnezeu, pentru tine. Viața de umblare cu Dumnezeu nu e o poveste. Știi când o să scazi spiritual, când o să-ți lași ochii larg deschiși, când alții se roagă. Încă de pe albinii m-au învățat frații că atunci când sunt rugăciuni de eliberare, aveam doar 8 ani, eu trebuie să-mi închid ochii. Să țineți minte ce vă spună seara. Dacă eu odată în timp ce eram rugăciune, deschideam ochii, mă mustra cugetul. Eu nu pot să înțeleg pe ăștia care 5 minute să roagă și după aceea se uită pe pietre. Cine te crezi tu, mă? Deși ceva în geraj? Cine te simți? Ai vreo responsabilitate? Trebuie să ieși cu ordinea și public, cu situația de, de, panică, ce, cu situații de urgență. Ce te uiți pe biserică, te întreb? Ce vrei să vezi? Tu nu știi că cel mai bine e Hristos se vede cu ochii închiși? Uite, îmi doresc din toată inima să fii atât de conectat la închinare, încât să n-ai timp să-ți deschizi ochii când te rogi. Să n-ai timp să te uiți la altceva. Când vă rugați acasă, cu siguranță, era vorba de mijlocire, luați-vă telefoane și întoarceți-vă Să nu mai vedeți nimic pe ele. Că uneori, din norcitele astea de, de telefoane, vă distrug viața și rugăciunile. Atunci se trebuie să sune oamenii. Peste sute de oameni sună în momentul în care trebuie să te conectezi cu Dumnezeu. Am peste 300 de mesaje la care nu răspund pe WhatsApp bângă. N-am apucat. Că nu sunt urgențe, nu sunt importante. De ce te vine aparat cum primești mesajul răspuns urgent? Închină-te. Pune-L pe Dumnezeu ca o prioritate a vieții tale. E o vreme de testare, a umblăritare cu Dumnezeu. Vine o vreme în care se testează credința ta și umplarea ta cu Dumnezeu. Nu e suficient să fim aici buni. Vine vremea de test, dacă rezisti sau nu, că vine accidentul, că vine situația negativă în viața ta. O grămadă își iau hainele și pleacă, și dispar, se enervează și spun, Domnule, nu mai vreau Dumnezeu. Când Domnul zice, ești gata să mi te închin când ești pe grămadă de genușă ca Iov, și când nu mai e nimic și când nimic nu-ți mai merge. Normal că acum vrei să te închin pentru că îți merge bine în viață, dar când ajungi la un greu, dificil, la o situație gravă în sufletul tău, în viața ta, în familia ta, continui să te închini ia apreciez pe oamenii care veneau îndoiți în două în anumite sate din România, din județul Cluj. Îi vedeam îndoiți în două. Și când mă uitam la ei și ziceam, frate, cum sunteți? Și a slăvit să fie Domnul. Azi noapte am avut un vis cu răpirea. Azi noapte am văzut pe Domnul Iisus Hristos cum a intrat în camera mea. Asta era îndoit în două, Domnule. Să nu avea nici măcar pic de sănătate în el. Dar el visa cu Domnul Iisus Hristos. Și nu erau halucinații, erau vise reale. Să înseamnă închinare. În mijloacele bisericii în al doilea mijloc foarte important, ce te cheamă Dumnezeu prin biserică să faci este să evanghelizezi lumea? dă un sticker un om care nu are speranță. Schie un, un note, un mesaj prestabilit și arată el când ești într-un avion, când ești la o stație de autobuz. Chiar dacă după ce ai arătat, se enervează și trebuie să pleci un pic mai încolo, nicio problemă. O să-l macine mesajul ăla. O să-l atingă. Ești într-o sală de curs la facultate și există cineva care s-a pus primată lângă tine. Să nu crezi că e acolo numai pentru că trebuie să știe mai bine decât tine o materie, că tu n-ai voie să copiezi, da? E acolo pentru că trebuie să-i spui ceva despre Hristos. Câți oameni vor merge în iar? Pentru că noi tăcem, ne-am închis în carapacele noastre, chiar pentecostale și ne-am închis bine ușile, ne-am fixat bine geamurile, să nu cumva să ne deranjeze cineva. Și Dumnezeu ne mai trimite câte o zgâlțire din când în când să ne trezim, pentru că Evanghelia trebuie să aibă impact în generația noastră. Eu nu o să fiu niciodată la cursul tău, pentru că nu predau la cursul tău și n-am cum să vin student, pentru că nu mai am timp să fac facultate. Nu o să mai vin în sala ta de curs, nu o să mai fiu pe coloarele tale, nu o să fiu în stația ta de autobuz. Acolo ești tu. Acolo ești tu, acolo ești tu. Hristos a plecat și a zis, dragilor, v-am lăsat un mandat spiritual, voi veți primi o putere că se va coboră Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Samaria, în Iudeea, în Ierusalim mai întâi și apoi până la marginile pământului. Du-te cu Evanghelia, nu vorbi mult, dar zice ce trebuie. Zi momentul la dificil în care vezi că cineva zice Cred în New Age, în Buddha, în Confucius în Nu știu ce karma Tot fel de prostii de genul ăsta care sunt la modă În contemporaneitate spune există Hristos Cu mine vorbește Dumnezeu în fiecare seară Spune-i, aseară la tineret Spune-i mâine un cuiva Aseară la tineret mi-a vorbit Domnul A simțit prezența Domnului A trecut Domnul printre rândul pe la noi Nu-ți fie rușine de Evanghelie Spune ceva despre Hristos Zi o propoziție pe zi măcar O să vezi ce impact ai. O să vezi ce liniște ai. O să vezi ce siguranță ai a mântuirei. O să vezi că testându-te și transmitând mesaje către alții o să-ți testezi siguranța ta. O să știi dacă da, ești sigur sau nu că ești mântuit. Dacă ți-e rușine de Hristos, ai o problemă. Cum să-ți fie rușine cel mai important din viața ta? O fată care urmează să se însoare după două săptămâni sau peste două săptămâni, e rușine de viitorul ei sos. Vai de ea dacă e rușine. Ferească Domnul să fie. N-are cum să fie. pentru trebuie să-l prezinte cu bucurie, cu pasiune. De ce? Este bărbatul cu care își va împărți viața, toată viața. Cum să fie rușine de el? De ce se rușine de Hristos? Evanghelizează lumea. Ucenici zează, e un om lângă tine. În loc să-i spui tot felul de lucruri despre meciuri, despre povești, despre politică, despre tot ce se întâmplă, cine câștigă, cine merge, unde se întâmplă, spune ceva despre Isus Hristos. Alegeți o propoziție care să aibă impact în viața acelui om. U zează-l, ai învățat ceva de la Hristos, care nu știe acea persoană. Spune-i ce știi tu în plus. Spune-i, spune, -i, spune -i ceva despre Hristos. Nu sta blocat, ucenicizează-l. Spune, uite, eu asta am învățat din partea Domnului, prin frați. Eu asta am observat că trebuie să se întâmple în viața mea. Ucenicizează-i pe oameni. Slujește. Du-te peste tot cu Evanghelia. Du-te cât poți mai mult. Ridică oameni care nu mai au speranță. Sunt oameni care au gânduri suicidale. În orașul cluj Poca, rata suicidului a scăzut foarte tare. Sunt băieți de 11 ani care au gânduri suicidale, care au planul cum să se omoare. Fii tu acolo lângă ei te-a așezat Dumnezeu să-i spui ceva despre Hristos. Vino la biserică la părtășie. Fii pasionat de închinarea în prezența lui Dumnezeu prin părtășie. Dumnezeu ne-a făcut pe toți preoți, dar unora Dumnezeu le-a dat slujbe, slujiri de conducere, tuturor, fiecărui creștin. Dumnezeu are în plan prin Duhul Sfânt să-i dea un dar. Ce dar ai tu? Dumnezeu vrea să facă o lucrare duhovnicească prin fiecare dintre voi. Ce lucrare a făcut Dumnezeu anul 2024 cu tine? Te-ai întrebat? Ești în biserică? Se modul de organizare. Aș vrea să te gândi. Aș vrea să-ți închizi ochii. Să te gândești foarte bine la propria ta viață. Nu o să-ți fac nicio chemare, analizează-te. Mai ești tu în biserică? Așa funcționează biserica. Biserica se închină. Tu te închini? Dacă tu nu te închini, dacă tu doar cânți, închinare înseamnă să fii într-o conexiune puternică cu cel la care te închini. Și spui Dumnezeu, Doamne, eu știu că Tu ești aici. Eu simt prezența Ta. Eu te laud, Doamne. Eu te binecuvintez, Doamne. Eu, Doamne, vreau ca numele Tău să fie înălțat, Doamne. Vreau ca puterea Ta să fie manifestată în mine. Ești gata să evanghelizezi lumea? Ești gata să faci o promisiune în seara asta în fața lui Dumnezeu, fără să faci vreun gest vizibil exterior, că o să folosești Evanghelia prin faptele tale și că se ivește o portiță mică, o să zici măcar o propoziție despre Iisus cuiva. Fără niciun interes financiar, niciun alt interes personal, doar că Evanghelia să se extindă. Să vezi pe cineva care nu e atât de matur spiritual ca tine și nu o să-l dai peste nas, să-i spui, mai ce slab e spiritual. Să vorbești frumos cu el, să ai blândețe de pedagog, cum a vorbit Hristos cu tine și să-i spui ceva despre Dumnezeu să spui ceva din experiența ta, să fie un fel de ucenicizare, să nu-i spui asta că se va simți inferior, nu trebuie să-i spui nimic, tu trebuie doar să-i spui, uite, ai nevoie de Dumnezeu în domeniul ăsta și uite, o să mă rog împreună cu tine. Vreau să iau o zi de post împreună cu tine, să slujești în jurul tău, să fii gata pentru părtășie, să-ți dai jos colții, să-ți dai jos stilul ăla de arici în care îmi nu-ți convine cum câte cineva, rapid te enervezi, repede reacționezi, repede trimiți un mesaj, repede zâmbești la cineva, oprește-te. Asta nu-i părtășie, asta este altceva decât părtășie, asta e reacție umană, firească. Tu ai nevoie de o părtășie cu Dumnezeu. Ai nevoie de o unitate cu Dumnezeu. Tu ai nevoie de o unitate cu Domnul Isus Hristos. Să simți prezența Domnului. Haideți să intrăm în această rugăciune. Și vreau ca din toată inima fiecare dintre noi să simțim cum puterea bisericii ne transformă. Cum intrăm în acel rol pe care l-a așezat Dumnezeu pentru noi. Să fim mădulari în trupul lui Hristos. Cum cerem acel dar pe care Duhul Sfânt vrea să ne dea. Și cum acceptăm acea lucrare pe care Domnul Dumnezeu vrea să o facă prin noi. Ne rugăm cu toți. O să răspund pe scurt la câteva dintre întrebări. Cineva are nevoie de o clarificare, Romani 8 cu 9. Eu vă citesc cum o vreau să scrie. O vreau să scrie, poți fi, și, poți fi mântuit și fără botezul cu Duhul Sfânt? Cam asta vreau să zic, la întrebarea asta. Clarificări cu privire la Romani 8 cu 9, partea B, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Nu o să vă transmit lucruri ușoare, în sensul în care te-ai botezat în apă și gata, ești mântuit. Nu pot să-ți transmite asta, ci pot să spun doar atât: că de la mântuirea prezentă, de când ai crezut în Domnul Isus, s-a născut din nou viața ta, te-ai de păcatele tale și până la finalul vieții nu știu prin ce o să treci. Că nici despre mine nu știu, despre nicio persoană nu știu. Așa că vreau să spun că ai nevoie de o doză mare de Duhul Sfânt în tine. Și nu ai nevoie Duhul Sfânt doar să te cerceteze. Ai nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. Și plinitatea asta cu Duhul Sfânt înseamnă inclusiv botez cu Duhul Sfânt. Este obligatoriu să înțelegem că nu-i suficient să fi crezut o dată, ești ridicat o mână, gata, ești creștin, stil americanist, nu. În momentele dificile din viață, să simți că prezența Domnului este peste tine și că tu, ești cu Dumnezeu în orice moment, în orice secundă. Ce are Duhul lui Hristos nu este al Lui. Dar nu doar că s-a botezat să aibă, doar că n-a fost botezat cu Duhul Sfânt. Cine nu-i al Lui Dumnezeu totalmente, pe cine nu-L are Duhul Sfânt în control total, deci acolo e o problemă. Pentru că tu ești în biserică și fiind în biserică trebuie să pulseze în tine această relație personală cu capul bisericii și rântuia la Domnul Iisus Hristos este cineva după ce se botează în apă imediat și dacă se poate chiar mai devreme să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu, -ți, nu o să-ți dau rântuiel ușoare să spun, las, e ok, doar în că ești ai suficientă capacitate intelectuală, emoțională, fizică, psihică și spirituală, așa că puneți toată forța ta în lucrarea asta și cere plinătatea Duhului de fiecare zi, nu doar de o zi sau de două. Potezul cu Duhul Sfânt este foarte important, dragii mei. Dacă ați trecut la relații, eu plec direct în Paris, că mâine la 10 am avionul. Nu? Deci e un pic periculos ce faceți voi. Da? Mai stă în Florin, ce zice? n ce face, că ești prima dată, să te subui. Da. Cum ar trebui un băiat să abordeze, să abordeze pentru prima dată pe o fată care e din biserică, dacă nu prea au contexte comune. Să nu se uite foarte mult la ea, biserică. <laughs> Și nici să nu se uite foarte mult la el. Eu mă uit peste tot și eu cam citesc. Da? Așa că, uneori, mi-e frică că unele persoane vin la biserică numai pentru alte persoane. Și mă uit într-o direcție unde nu sunt probleme. Da? Ca să fie mai ușor. Înțelegeți ce zic? Deci, dacă tu, ca băiat, simpatizezi o fată, trebuie mai întâi să ai acordul lui Dumnezeu. Deci, Primata ai pus problema greșit, dacă tu abordezi fata fără să știi că vrea lui Dumnezeu, deja tu mergi într-un loc periculos. Există două posibilități. Ia să fie planul lui Dumnezeu, prima posibilitate, sau ea să nu fie planul lui Dumnezeu pentru tine. Și atunci, dacă tu mergi și o abordezi, așteaptă-te la una dintre variante, pentru că tu n-ai vorbit cu Dumnezeu în prealabil. Deci problema nu este dacă o abordezi sau cum abordezi o fată. Prima dată, cea mai importantă problemă este să știi tu că fata aia e pentru tine de la Dumnezeu. O să zic unii băieți, dar eu nu să așa bucăit, frate, să știu de la Domnul. De ce nu ești așa bucăit? Dar ce crezi că vreau fată bucăită, vreau un băiat nepucăit? Opa, deja nu mai ești compatibil, nu? E o altă problemă. Și atunci, e foarte important ca băiat să fii foarte cerebral, da? rațional. Analizezi toate situațiile. Analizezi toate persoanele care sunt în jurul tău. Primul pas e că pe cele pe care nu le consider pocăite, nu le dai la o parte, dar nu le consideri compatibile cu tine, da? Și când zic pocăit, nu înseamnă neapărat că este într-un fel anume. Să fie pocăite, da? Să fie într-o relație bună cu Dumnezeu, autentică. Pentru că voi știți foarte bine că un băiat pocăit nu se va împreti niciodată cu o fată care nu i pocăită. Corect? Dacă e băiatul e pocăit. Dacă nu e pocăit, se va juca. Da? Și atunci, tu trebuie să ai un plan de la Dumnezeu. După ce tu ai plan de la Dumnezeu, că cele mai multe probleme de aici vin. Băiatul nu are siguranță de la Dumnezeu. Nu știe clar, este fata pentru mine sau nu este pentru mine. Dacă tu ai claritatea asta, apoi, după ce ai claritatea, e foarte ușor să o abordezi. Spune mi mie că o rezolv în 15 secunde. Mai <gălători> ales că am numele la voi la toți. <gălători> da? Adică, ai înțeles ce vă să spun? Asta e o chestiune de naturalețe, de un lucru care merge de la sine. Și aici se vede dacă e planul lui Dumnezeu. Când tu nu forțezi lucrurile. Când lucrurile de curg normal, obișnuit, echilibrat. Da? Și dacă e planul lui Dumnezeu ca tu să fii căsătorit ca băiat cu acea fată, roagă-te ca Dumnezeu să pregătească contextele potrivite. Trebuie să te retragi un pic din ideea de stres. Da? Eu trebuie să fac eu... Oh! Unii abia mai dorm noaptea din cauza asta, da? Stresați, domnule, să trezesc. Să... Oh, n-am vorbit nici astăzi. nu e normal. Trebuie să fie echilibrat. Foarte echilibrat. Tu trebuie să spui viața ta în mâna lui Dumnezeu ca băiat. Proiectele tale trebuie să fie proiectele lui Dumnezeu. Voia ta trebuie să fie voința suverană a lui Dumnezeu. Și eu trebuie să zic Doamne, te rog că lăuzește-mă. Fă-mă să să simt când se închide o ușă. Înainte să se închide, dacă după ce mi-a trăit o nas, un pic mă doare, asta e viața. Ce se face? Se mai întâmplă. Nu ești primul pe planet. Și nici ultimul. Da? Că mai sunt oameni care vor fi respinși. Dar tu trebuie să fii conectat acolo la voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, și a fi cu adevărat în biserică pentru că atunci când un băiat este în biserica Domnului Isus și o fată este în biserica Domnului Isus, ei se vor întâlni în biserică, dar nu în clădire neapărat, în biserică ca și această entitate, instituția lui Dumnezeu. Pentru că unitatea aceasta va crea Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Și compatibilitatea asta o va resimți fiecare dintre cei doi. Da? Aici nu merge pe bănuite, dai cu zarul. Hai să încercăm. Care o zis unul odată, dacă intră pe ușă în primele 5 minute și e în roșu, seamănă cu tram. nu, ok, atunci e mea. Nu îi potrivește, nu există asta. Înțelegeți ce zic? Deci nu merge cu jucării, cu joacă, nu există asta. N-avem probleme cu cine e în roșu, nu te speria, ok? <laughs> Stă bine în roșu și <laughs> ție, da, ok. Asta să lăsi ideea, da? Nu mergem pe lucruri obișnuite, adică jucării, da? Sunt jucării. Nu trebuie să mergem în lucruri serioase, spiritual foarte serioase. Deci tu trebuie să ai o compatibilitate spirituală. Compatibilitatea ta ca băiat trebuie să fie perfectă să se potrivească cu ideile, cu pasiunile, cu gândurile. Acum, nu o să fie perfecțiune de la început, că de aia e căsătorie, ca să vă retușați, da? Și să vă zătați unul pe altul. Despre deci, exemplu, eu nu mă știu umbră are cine, da? Ok. N-ați vrea să știți cum era îmbrăcat înainte să fi căsătorit, dar e ok. Ați înțeles ideea foarte important e ca băiat să fii în traseul lui Dumnezeu, fi pe drumul lui Dumnezeu. E foarte important să-i spui Domnului, Doamne, călăuzește-mă la ora cu tare, în zona cu tare, când trece fata aceea, fă să fie acolo. Da? De exemplu, există posibilitatea că în timp ce tu ești pe ușa aceea, ea să iasă pe ușa de alta. Nu fugi după ea, da? Să fie complicat. Stai cu binoclu, dai zoom. unde e fata mea? Nu, nu, merge așa. Deci, naturalețe, nu, nu, nu forța nimic. Lasă-l pe Dumnezeu cu mult echilibru, nu, nu intra prea mult în discuții înainte de vreme, fără să știi planul lui Dumnezeu. Și după ce îl știi, lucrurile vor decurge natural. Încredete în această implicare a lui Dumnezeu. Da? Și citește foarte bine când e o ușă închisă și când e deschisă. Citește-o. Citește de la distanță că senzorii cam de la apropiere prind prea târziu când e cu senzorii. Pare păi se să închide la fix și nu prea. Merge. Da? Deci, repet, planul lui Dumnezeu să fie în viața ta. Rugăciune multă pe subiectul ăsta să citești din Biblie pe subiectul ăsta, să cauți cazuri biblice, să fundamentezi principiile tale spirituale pe domeniul ăsta, să fii foarte puternic, să te pregătești din perspectivă spirituală, din perspectivă scripturală pe domeniul familiei. Și eu le-am spus foarte mult la tineri, dacă vrea cineva să se căsătorească, să-și încerce disponibilitatea de renunță. Dacă ești așa un pic, a, eu nu vreau așa, a? nu vreau așa. Poți fi și băiat și fată, da? Dacă ești un pic așa, o să fie un pic cam greu. Adică, spun pe românești, o să fie foarte greu în viață. O să fie foarte greu. Învață-te să renunți la lucrurile care nu sunt de viață și de moarte principiale din perspectivă biblică. Da? Învață-te să renunți. Că dacă nu te înveți să renunți și ți-a ta, o să ai o viață grea. Eu am o viață ușoară, că nu foarte ușor. Pentru că deja le-am pus în mâinile Alexandrei lucrurile care sunt administrative, deci mi-e foarte simplu. Domnul să o ajute n a -am zis Amin. Domnul să vă ajute și pe voi la fel? Adică de tot? Da. Dacă atât băiatul cât și fata au o confirmare clară din partea Domnului, dinainte de a vorbi în vederea căsătoriei, e necesar să mai pună o dată înaintea Domnului? Păi, dacă ești băiat, ești un pic cam târziu. Deci cum ai pus întrebarea asta? De ce ai pus întrebarea asta? Înțelegeți ce zic? Deci, dacă tu ai o confirmare clară, repetăm întrebarea. Tu ai o confirmare clară că fata e pentru tine. Fata are o confirmare clară că băiatul e pentru tine. Păi ce mai povestim aici? Despre ce mai povestim? Da? Confirmarea clară înseamnă că tu după ce știi clar ce trebuie să faci, te să aplici. Simplu. Tu poți să-i spui domnule așa, Doamne, eu sunt foarte deschis la vocea Ta și te rog pe parcursul înaintării mele sau a discuției pe care o am, nu mă lăsa deloc să creșesc luând o decizie pripită, ca poți să faci. Poți să te rogi proactiv da? și să spui Domnului, Doamne, dacă tu găsești de cuvință și în preștiința ta vezi că anumite lucruri nu vor fi pozitive, nu mă vor ajuta pe mine spiritual, nu mă lăsa să iau deciziile acelea să trec prin ele. Foarte important lucrul acesta. Mă întreabă cineva de ce cred în Biserica Pentecostală, pentru că sunt aici. Ce întrebare asta? Cum? De ce cred în Biserica? Pentru că, ascultați-mă, Biserica Pentecostală nu e perfectă, da? Dar biserica Pentecostală din România, cel puțin cea pe care o cunosc eu, este o biserică care este cea mai apropiată de adevărul Scripturii. Nu e perfectă, repet, că e formată din oameni. Deci biserica universală lui Hristos e perfectă, dar biserica locală are oameni. Suntem noi. Este cineva care e perfect să zice în sus. Că l-am prins, că l-am fost atent. Da? Ați prins ideea. Adică fiecare dintre noi avem imperfecțiunile noastre. Și pentru că suntem imperfecți, noi formăm o comunitate care nu e perfectă în sine, din perspectivă terestră, umanistă, da? a umanului, a elementului uman. Dar din perspectiva Scripturii, este biserica pericolosală cea mai apropiată din Scriptură. Dacă îmi găsiți o altă biserică mai apropiată, sper că nu e revival. Ok, am înțeles da, cum trebuie să ne comportăm cu o persoană care a căzut de la pocăință și nu mai crede că Dumnezeu există sau că Dumnezeu iubește. Cu multă atenție. Cu multă atenție. Cu foarte multă atenție. Aici am un sfat foarte important. Ai grijă în ce teritorii intri. Ai grijă. Ai grijă cât de mult vorbești cu persoana asta. Nici într-un caz să nu încerci cu argumente științifice. Da? Nici într-un caz să nu încerci cu dovezi istorice. Nu. Nici într-un caz să nu încerci pe linie orizontală. Dacă vrei cu adevărat să-i prezinti ceva, prezintei Biblia. prezinte Biblia. Eram la un simpozion internațional și eram împreună cu niște frați păstori din America și era o întrebare, cum să evangelizezi un budist? Cum să evangelize un budist? Și răspunsul a fost, în exclusivitate cu Biblia tot ce spui să fie numai și numai Biblie. Maxim, experiența ta personală. Spune-i cum ți-a vorbit Dumnezeu ieri. Spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru viața ta. Identifică-ți lucrurile minuni care s-au făcut în viața ta și cum Dumnezeu a lucrat supranatural. Și o să vezi că Biblia este singura care îi dă argument să creadă în Dumnezeu. Pentru cine nu vrea să creadă în Biblie, nu va putea crede în nimic. În nimic. Cine nu crede cuvântul ăsta, să-și ia adio de la rai. Nu există rai fără cuvântul ăsta. Cine nu respectă principiile Scripturii și adevărul Bibliei, indiferent ce o să-i spui și ce o să-i demonstrezi, nu va avea impact. Cuvântul este singurul care are putere. Și puterea pe care are cuvântul lui Dumnezeu este o putere transformatoare. Îl schimbă fundamental din toate punctele de vedere. Haideți să stăm ridicați în prezența Domnului. Să mulțumim de Dumnezeu pentru această zi de și această seară că stat în prezența Domnului. Așa să ne rugăm cu toți. Dacă cumva te-ai în prezența Domnului, mai întreabă de dacă ești în biserică. În biserica lui Hristos, nu în clădirea Dacă ți-e greu în viață unior și nu ai chef să vii la închinare, da? Și nu vin că astăzi nu, 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 merge. întreabă te dacă tu mai ești viu pentru Dumnezeu. Biblia spune că biserica este un organism viu. Este un trup care funcționează.